Nu este așa că a fost fermecătoare cântarea aceasta și urma ca să nu se mai termine. Și mă bucur din toată inima de, nu numai de calitatea muzicii, dar mai ales de mesajul care transpare, de interesul nostru față de jertfa pe care o aducem lui Dumnezeu, ca ea să fie desăvârșită și să fie fără cusur. În această după-amiază vom continua să rămânem pe munte împreună cu Domnul, martor la unul dintre cele mai înfricoșătoare evenimente care au marcat istoria pământului nostru, moment în care Dumnezeu s-a plecat spre om cel mai aproape din vremea creației, de la Eden, ca să-i vorbească așa cum un părinte vorbește unui copil când îi dorește viața și scăparea și mântuirea. Pentru unii oameni, legea lui Dumnezeu este o povară. Dar în nebunia lor, ei nu știu că ea era singura garanție a libertății. Unora li se pare că legea lui Dumnezeu le leagă mâinile. Ea este singura care îi ține cu mâinile dezlegate. Unora li se pare că le leagă picioarele și nu pot să meargă unde ar vrea. E singura care îi ține cu picioarele dezlegate. Pentru că Dumnezeu a lăsat în cuvântul Lui mijlocul acesta prin care putem să păstrăm libertatea vieții și a credinței. E adevărat pentru un om din lume, obișnuit cu păcatul, care a făcut din păcat Dumnezeul lui, a nu face cu tare sau a nu face cu tare lucruri sau a se supune la nu știu ce restricție, îi se pare anormal, îi se pare ceva care îi reduce bucuria și fericirea de pe acest pământ. Și e normal pentru astfel de oameni, fiindcă ei n-au gustat ceva mai bun. Dar a spus Domnul Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și cum spune mai departe, El vă va da adevărata libertate. Aceea este adevărata libertate. Vom citi în cartea Deuteronom, capitolul 33, și o să aflăm aici care este motivul pentru care Dumnezeu a coborât pe vârful muntelui și a împărtășit cu omul legea sa. El a zis, versetul 2, Domnul a venit din Sinai, a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având la dreapta lui focul legii. Da, el iubește popoarele. Toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stătut la picioarele tale, au primit cuvintele tale. Acesta a fost motivul pentru care Domnul s-a coborât pe vârful muntelui, pentru că iubește popoarele. Dacă nu i-ar păsa de popoare, le-ar fi lăsat să meargă fiecare în calea pieirii până când ultimul om de pe pământ s-ar fi stins. Dar pentru că Dumnezeu iubește popoarele, s-a plecat spre noi. Nu ca să ne lege mâinile, nu ca să ne lege picioarele, nu ca să ne restrângă fericirea, ci ca să ne vadă fericiți. Aș dori să lămurim înainte de a intra în studiul legii lui Dumnezeu propriu zis, aș dori să lămurim câteva lucruri de extremă importanță. Cine este cel care efectiv a dat și a scris legea cu degetul lui pe vârful muntelui? Dumnezeu Tatăl? Vă întreb din nou, cine este cel care a dat legea? Cine este cel care a scris-o cu degetul lui? Cine este cel de pe munte în mijlocul flăcărilor de foc? Dumnezeu Tatăl? O să avem surprize. O să avem surprize astăzi. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Evanghelia după Ioan și de aici primul capitol. O să aflăm ceva foarte important. Ioan capitolul 1. Iată ce ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu aici în mod clar. Un lucru care are ceva de spus în legătură cu toată învățătura creștină. Versetul 18. Ascultați ce scrie aici. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cine? Nimeni. Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dar nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Da, bineînțeles că e vorba de
cei care au căzut în păcat. Este vorba de, despre noi, vorbim despre oameni. Nimeni dintre oameni, niciun om. Să deschidem în continuare împreună în capitolul 6, versetul 45 al aceleiași Evanghelii. 46. Nu, spune Domnul Hristos, nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. El este cel care a văzut pe Tatăl. Acela a văzut pe Tatăl. În rest, nimeni n-a văzut pe Tatăl. Să continuăm investigația noastră în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17. Să deschidem Biblia împreună. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17. În unele scripturi, paginile se miră că sunt deranjate. Ascultați ce scrie. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Nevăzutului. Afară de nemuritorul, atotputernicul, dar nevăzutul Dumnezeu. În aceeași epistolă, în capitolul 6 și de aici versetul 16, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Aceste cuvinte se referă la Dumnezeu Tatăl. Niciun om n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Este absolut clar. Domnul i-a spus clar lui Moise, nu mă poate vedea omul și să trăiască. Nu se poate așa ceva. Vom vedea totuși fața lui Dumnezeu? Fără îndoială că da, atunci când corpul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire, când corpul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire, când moartea va fi înghițită de biruință, atunci robii lui vor vedea fața lui pe un pământ nou, acolo unde se va spune iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, dar până atunci nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Vreau să pun din nou întrebarea. Cine este cel care a dat legea lui Dumnezeu pe care l-a văzut Moise față în față, cu care a stat de vorbă gură către gură? Domnul Iisus Hristos. Imediat o să aflăm din cuvintele Sfintelor Scripturi. Haideți să deschidem împreună în Numeri la capitolul 12 și de aici să citim versetul 6 până la 8. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea, eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucrări grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. În timp ce Biblia a spus nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, a spus a nevăzutului pe care nimeni nu l-a văzut și pe care nimeni nu-l poate vedea, aici constatăm cu surpriză că Moise vede chipul Domnului și stă în fața Domnului. El vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Întrebare care rămâne în picioare până în ziua de astăzi, adresată pastorilor și preoților și teologilor și tuturor celor care vorbesc împotriva lui Moise. Cum de nu v-ați temut de acela către care Dumnezeu a vorbit față către față, gură către gură? Să deschidem în capitolul 34 din Deuteronom, versetul 10, cuvinte cu care se încheie cartea Deuteronom, parcă tabloul acesta era cel mai scump lui Moise. Ascultați ce spune versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Față în față. Domnul Hristos este acela care în timpul tuturor peregrinărilor lui Israel l-a însoțit. El este stâlpul de foc, el este stâlpul de nor. Domnul Hristos este descoperirea de la ușa cortului întâlnirii, este slava care acopere chivotul lui Dumnezeu. Domnul Hristos asigură puntea între Tatăl și lumea pierdută după căderea în păcat. Și lucrul acesta este întâlnit la tot pasul, acolo unde vedem pe Îngerul Domnului sau un proroc stând de vorbă cu Domnul. Oricine vede pe cineva, pe Domnul Iisus Hristos îl vede. Apostolul Pavel spune în epistola 1-a către Corinteni, deschideți împreună cu mine, identifică pe acela care mergea după ei,
capitolul 10 și de aici versetul 4. Să ascultăm ce spune Sfânta Scriptură. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Acesta este răspunsul copleșitor. Cine așează pe Domnul Hristos și Evanghelia împotriva legii lui Dumnezeu, păcătuiește împotriva Domnului Hristos. El este cel care a adus legea lui Dumnezeu și el este cel care a adus harul lui Dumnezeu. Este aceeași persoană. Și Sfânta Scriptură este absolut clară în locul acesta. Cum aminteam de dimineață, se face această confuzie mortală de multe ori și este cu atât mai gravă cu cât este conștientă uneori. Nu pot să-mi închipui că mari teologi, mari predicatori n-au putut să deosebească în Scriptură ceea ce un frate din adunarea noastră știe foarte clar, o soră, un tânăr care a învățat la pregătirea pentru botez, a făcut clar deosebirea. Amestecarea legii lui Moise cu legea lui Dumnezeu. E de neînțeles. Poate că s-ar putea scuza în rândurile poporului care nu și-a luat timp să citească Scriptura și care a ajuns să depindă de oameni. Dar e de neînțeles în mâna acelora care explică Scriptura. Cum se poate confunda? Cine a scris efectiv legea lui Dumnezeu? Dumnezeu a scris-o. Cum pot să spună unii oameni că este legea lui Moise? E adevărat, și Moise a scris ceva. Dar în niciun caz n-a scris Moise cele 10 porunci. Sfânta Scriptură este absolut clară în privința aceasta. Deschideți împreună cu mine în Exod la capitolul 32 și de aici versetul 16. Ce spune Biblia în versetul 16? Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Ați deschis deja aici, dar să continuăm investigația noastră în capitolul 34 cu versetul 1. Știți că în mânia lui, în fața vițelului de aur, Moise a sfărâmat tablele care erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul lui Dumnezeu, ca un simbol că ei au rupt legământul lor cu Dumnezeu, prin chipul lor de aur turnat. Domnul a zis lui Moise, taie două table de piatră ca cele din capitolul 34, versetul 1. Taie două table de piatră ca cele din tâi și, cum scrie acolo? Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din tâi pe care le-ai sfărmat. Putea să-i spună, acum știi despre ce este vorba, go ahead și scrie. Nu. Este o slujbă înfricoșată pe care numai Dumnezeu personal poate să o facă. După cum la Golgota nu putea să moară nimeni în favoarea omenirii, tot la fel legea lui Dumnezeu nu putea să fie dată de nimeni decât de Dumnezeu. Și anume în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Să citim și versetul 28 din același capitol 34. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, virgulă, ce scrie acolo? Cele 10 porunci. Domnul a fost cel care le-a scris pe table. Numai un verset mai sus, versetul 27, după ce Domnul dă lui Moise multe alte legi pe lângă acestea, spunându-i despre neamurile pe care le va izgoni dinaintea lor, spunându-i să n-aducă jertfe dumnezeilor lor, să nu fierbi un ied în laptele mamei lui, după ce îi spune toate aceste lucruri, în versetul 27, Domnul a zis lui Moise, scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Deci aici cine scria? Aici scria Moise. Este clar. Versetul de mai jos, unde spune despre cele 10 porunci, arată clar că Dumnezeu a scris cu degetul lui ceea ce a fost acolo. Numai dacă cineva nu vrea, dar apostolul Iacov pune o întrebare și spune așa, vrei dar să înțelegi? A înțelege nu este neapărat o problemă de studiu, necesită studiu, necesită muncă, dar este o problemă de a vrea. Când un om nu vrea să înțeleagă, poate să cunoască orice, poate să-i se spună orice, când nu vrea să înțeleagă, nu înțelege. Este o problemă de a vrea. Vrea cineva să înțeleagă diferența dintre legea lui Dumnezeu și legea lui Moise? Este la îndemână. Este absolut simplu și sigur. Domnul Iisus Hristos, care a fost dătătorul legii lui Dumnezeu și legea care era propriul lui caracter,
a venit în apărarea ei când a fost acuzat că el însuși este cel care o desfințează. Să nu credeți așa ceva, a spus Domnul. Stai de vorbă astăzi cu milioane de creștini care zic că știu ceva și spun așa, că de la Domnul Hristos încoace s-a desfințat, s-a schimbat. Mase mari de oameni n-au citit nicăieri, dar ei știu așa ceva. Prevăzând lucrul acesta, Domnul Hristos a vorbit direct și a spus să nu credeți că am venit să fac așa ceva. Să nu credeți în primul rând. Nu numai că n-am venit să stric, am venit să împlinesc cineva de desfința una din cele mai mici porunci. Își va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Frații mei, să ne întoarcem în capitolul 19, acolo unde am asistat la revărsarea de putere și de har a lui Dumnezeu. Acolo unde Domnul, în mijlocul flăcărilor până la cer, a tunetelor, a întunecimii teribile, a cutremurului de pământ care zguduia, a lăsat să se audă cuvintele lui, poporul a auzit cu urechile lui cuvintele lui Dumnezeu pe munte, apoi Dumnezeu a scris cu degetul lui fiecare cuvânt pe table. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, cea din tâi poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Au zis unii oameni, mai sunt valabile pentru noi cuvintele acestea, că eu sunt Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, mai sunt valabile pentru noi? Fiul lui Dumnezeu a spus că până la o vreme mai sunt valabile. Până când? Cum? Nu, trebuie să-mi spuneți exact. Exact, ăsta este răspunsul. El a spus că sunt valabile până la o vreme. Cât vor fi cerurile și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca toate lucrurile să se fie împlinit. Așa că pentru mine, care trăiesc astăzi aici și care am fost născut în România, cuvintele eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului sunt adevărate aceste cuvinte. Eu știu bine din ce țară m-a scos Dumnezeu. Nu mă refer la România. Mă refer la țara morții. Mă refer la țara păcatului, a nelegiuirii. Egiptul avea două însemnate caracteristici. Una era necredința în Dumnezeu. Când Moise a vorbit lui Faraon despre Dumnezeu, el a spus, nu mai umblați după năluci. Așa numește el pe Dumnezeu năluci. Egiptul este țara necredinței. Mai târziu întâlnim cetatea din Apocalipsă sub numele de Sodoma și Egipt. Sodoma pentru desfrâu și pentru păcătoșenie și Egipt pentru necredință. Egiptul este țara necredinței în Dumnezeu, țara ateismului, țara celor care resping lumina și adevărul și țara prigonirii poporului lui Dumnezeu, până la exterminare dacă se poate. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara aceasta. Sunt mulți oameni care stau cu inima tremurândă. Am ascultat mărturile unor profesori, m-au întrebat direct și mi-au spus, Domne, crezi că mai este iertare pentru mine când eu am învățat generații întregi de copii să nu creadă în Dumnezeu, i-am forțat să nu creadă în Dumnezeu. Mai este, cum să mă mai duc eu acum după toți elevii ăștia care pe unde ori fi, cum să-i mai adun pe toți, cum să-i conving acum că este Dumnezeu? Și inima îi tremura. Dar porunca aceasta începe cu cel mai sensibil punct al vieții noastre, amintirea întoarcerii noastre la credință. Eu sunt Domnul care te-am întors la credință. Și dacă am stat și am ascultat povestirea fiecăruia, cum o să și ascultăm o povestire, dacă am stat și am ascultat povestirea fiecăruia, multe din ele o să le ascultăm numai sub pomul vieții. Am fi mișcați până la lacrimi când am vedea cum Domnul Dumnezeul nostru a scos din țara Egiptului pe fiecare dintre noi. Eu sunt Domnul care te-am scos din casa robiei. Dar ce robie, Domne, că tata a fost mare director. Și ce-i cu asta? Tatăl tău era un director, dar era rob al păcatului. Și tu ai fost în casa robiei păcatului. Dacă nu te scotea Dumnezeu din robia păcatului, până astăzi erai sclavul diavolului și ai fi murit râșnind la moara lui. Dar nu uita, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din necredință și care te-a scos din casa robiei. Robii ai păcatului am fost, iar acum, prin harul lui Dumnezeu, am devenit robii ai neprihănirii. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
Care e lucrul de care ar trebui să ne temem noi cel mai mult? Nu avem a ne teme de altceva, citeam noi într-o carte minunată. Care este lucrul de care ar trebui să ne temem totuși? Să nu uităm cum ne-a condus Dumnezeu, cum ne-a scos Dumnezeu din țara Egiptului pentru lucrul acesta, amintește. Îndată ce vom uita cum am venit la credință, îndată ce vom uita prin ce a trebuit să trecem, ce a trebuit să sacrificăm sau cum ne-a păzit Dumnezeu viața, îndată ce vom uita aceste lucruri, inima noastră se va îndrepta în altă parte. Cea mai sigură pavăză împotriva închinării la alți Dumnezei, indiferent despre ce este vorba, cea mai sigură pavăză este amintirea faptului că Dumnezeu ne-a scos din lume și cum ne-a scos Domnul Dumnezeul nostru. Domnul avertiza mereu pe Israel și ne avertizează și pe noi. Vezi că ai să mergi într-o țară unde ai să intri în niște case pe care nu le-ai zidit tu, ai să ai vii, ai să ai pomi. Nu cumva să uiți cum te-a scos Dumnezeu. Când au trecut Iordanul, i-a pus să ia pietre mari din râu și să înalți acolo un altar impunător, cutremurător, din cele mai mari pietre care au fost găsite acolo în râu, abia au putut fi transportate. Fiii tăi trebuie să-și aducă aminte și tu să nu uiți cum te-a scos Dumnezeu și cum te-a trecut pe aici. Și în fiecare an veneau înaintea lui Dumnezeu și cu darul în mâini spuneau: tatăl meu era un arameu pribeac, gata să piară și Dumnezeu l-a scos și Dumnezeu ne-a adus aici. Mărturisesc că Dumnezeu a împlinit tot ce mi-a spus. Și reîmprospătau continuu și continuu amintirea venirii la credință. Porunca era clară: să spui fiului tău și fiului fiului tău, să-i spui la plecare, să-i spui la venire ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Copilul tău trebuie să știe lucrul acesta. Aceasta este pavăza și scutul împotriva idolatriei sau împotriva închinării la alți Dumnezei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Bine, dar noi trăim într-o lume zis civilizată. Ne mirăm de ceea ce ne-a spus fratele Petruț când a venit aici din Nepal, că ei au 33 de milioane de Dumnezei. Și ne gândim: ce lume, Dumne, auzi? Fiecare piatră este un Dumnezeu, fiecare copac un Dumnezeu, dar n-au minte oamenii ăștia. Însă înaintea lui Dumnezeu, nu știu dacă diferă cu mult. Cred că nu diferă decât jucăriile. Adică avem alte jucării, dar ispitele și pericolul paște la fel lumea numită modernă ca și lumea care zace încă în întunericul superstiției. Domnul vorbea despre un imperiu pe care l-a folosit de atâtea ori în istorie pentru a călăuzi evenimentele pe făgașul planului lui Dumnezeu. Și spunea că după ce împlinește voia lui Dumnezeu, puterea lui o ia drept Dumnezeu al lui. Și atunci păcătuiește, spune Biblia. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Aceasta era problema de tensiune din mintea lui Nebucadnețar. Cum să, când el era considerat Dumnezeu și oamenii se închinau la el și îi atribuiau totul lui, până când l-au convins la un moment dat. Era convins că tot ce e bun acolo vine de la el. Și 12 luni a fost o luptă extraordinară, un an de zile i s-a frământat inima și i s-a chinuit dacă să se închine singurului Dumnezeu, dacă să recunoască pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu, sau... Și după 12 luni pe acoperișul palatului, când s-a uitat la lucrarea mâinilor lui, la expresia dorințelor lui materializate, a spus: nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu. Află, împărate, că ți s-a luat împărăția. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Pentru unii oameni, spune Biblia, Dumnezeul lor este pântecele. Oameni care trăiesc pentru a mânca. Toată preocuparea minții, tot efortul fizic, toată lupta, totul este îndreptat în direcția de a mânca. Și nu este vorba de supraviețuirea copiilor care acum sunt în vârstă, pe care o să-i ascultăm sabatul viitor aici după amiază. Nu e vorba de lupta pentru supraviețuire. Sora care ne va povesti experiența izbăvirii ei fantastice, această martire a lui Dumnezeu pentru credință, povestește cum a trăit luni de zile în peșteră, mâncând câteva grăunțe pe zi și câteva gurițe de apă, era tot ce se putea. Nu e vorba de niște copii flămânzi care se gândesc la mâncare, ci e vorba de niște oameni care au mult mai mult decât le trebuie și nu mai știu ce să facă și toată gândirea lor este acolo,
Dumnezeul lor este pântecele și slaba lor este rușinea lor. Este tragic că atâția oameni, cel puțin mie personal, mi-au spus: Dom'le, eu aș fi venit la credință dacă nu era cu carne de porc, dar mie îmi place carnea de porc la nebunie, că mă gândesc să nu mai mănânc de porc. Ia spuneți și voi care stați pe aici, nu cumva vreunul din voi tot la fel ați avut niște lupte așa serioase până să veniți la credință și nu puteți să concepi cum să te desparți de carnea de porc. În timp ce doctorul căuta să te despartă de ea și corpul tău căuta să facă lucrul acesta, pofta ta te robea. Și mulți oameni nu s-au întors la Dumnezeu și n-au primit adevărul pentru că pântecele lor nu le-a dat voie. S-au închinat la pântecul lor. Am ascultat un frate într-o biserică baptistă, s-a ridicat și spunea: fraților, când eram în România, tăiam porci ca să spună lumea că suntem gospodari. Dar nu este acesta criteriul. Dumnezeu ne-a spus clar ce să mâncăm și ce să nu mâncăm. Și nu pântecul nostru este Dumnezeul nostru, ci Dumnezeu este Dumnezeul nostru. El ne spune ce trebuie să mâncăm și ce nu, și nu pântecul nostru. Să nu mai alți dumnezei afară de mine. Subtitlul general, Sfânta Scriptură vorbește despre Dumnezeul veacului acestuia. Dumnezeul veacului acestuia care îmbracă mii și mii de forme și desparte pe copiii lui Dumnezeu de adevăratul Dumnezeu. Orice plăcere, orice poftă, orice patimă, orice înclinație care este contrară voiei lui Dumnezeu și căreia îi dau curs împotriva voinței exprese a lui Dumnezeu, devine un Dumnezeu pentru mine. Sunt mulți oameni care se închină la o sticlă sau la un pachet cu o travă, cu țigări sau la droguri sau la persoane sau la un obicei păcătos. Acesta este Dumnezeul lor. Sunt gata să renunțe la veșnicie, la Dumnezeu, la adevăr, la orice pentru păcatul acesta. Pentru păcatul care caută să robească ființa omenească. Să n-ai ales Dumnezeu afară de mine. Unii dintre noi care am intrat așa ușor în conflict cu autoritățile în România, am auzit uneori expresia aceasta nebună: aici eu sunt Dumnezeu, spunea un domn ofițer. Dânsul era mare comandant, aici eu sunt Dumnezeu. Numai că Dumnezeul acesta a avut o viață extrem de scurtă. A intrat într-o groapă după o aplicație care am avut-o și pentru că rămăsese o grămadă destul de mare de trotil, a legat toate aceste bucăți de trotil la un loc, le-a conectat și urma să meargă undeva să sucească un comutator și să explodeze. Nu se știe ce s-a întâmplat în timp ce era în groapa acolo. Tot trotilul acela care rupea șina de calea ferată, acela a fost exercițiul care l-am făcut în ziua aceea, l-a pulverizat pe omul acesta care spunea: eu sunt Dumnezeu aici. A fost un Dumnezeu cu viață scurtă. Nu cred că este nicio legătură între Dumnezeul din ceruri și faptul că El a spus: eu sunt Dumnezeu, dar cred că este o legătură între Satana și omul acesta. A vrut să-l șteargă de pe pământ chiar în clipa aceea ca să moară așa cum era. Și sunt destui oameni care, spune Biblia, sunt destui domni și Dumnezei astăzi în lume. Dar poporul lui Dumnezeu are un singur domn. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Guvernele se ridică. S-au așezat în calea apostolilor și a spus: ascultați de noi! Și au spus: nu, noi avem un singur Dumnezeu. Judecați voi dacă este drept să facem un Dumnezeu din voi. Tatăl meu s-a ridicat și spus: nu treci peste cuvântul meu, nu? Nu trec peste cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că trebuie să trec peste cuvântul tău. Judecați voi dacă e drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și porunca aceasta, care pare atât de generală, va deveni foarte particulară curând, curând de tot. Orice om de pe pământul acesta va sta între Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul și între Dumnezeul veacului acestuia. Și Sfânta Scriptură ne prezintă cazul lui Mardoheu, care într-o lume străină a refuzat să se închine unui alt Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu, foarte curând, va fi considerat deloc altfel decât ca Mardoheu la poarta cetății, care măcar că nu făcea niciun rău, care măcar că a lucrat pentru viața împăratului și împăratul țării trăia datorită lui, datorită credincioșiei lui, în ciuda acestui fapt a fost pictat ca trădător și condamnat la moarte, împreună cu toți cei ca el.
Și în depoziția lui Haman, fie el cel de atunci sau cel modern, n-a lipsit și nu lipsește fraza: este un popor care are, cum scrie acolo? Legi deosebite. Și care nu se supune ție, împărate. A uitat să spună că este un popor care se supune lui Dumnezeu. Nu, ci nu se supune ție. Să dai un decret, împărate, ca un timp nimeni să nu se închine la niciun alt Dumnezeu afară de tine. Și acolo s-a scris nimeni să nu se închine. Numai că era cineva care nu se considera, erau câțiva care nu se considerau făcând parte din cuvântul nimeni să nu se închine. Și au stat în câmpia dură acolo cu prețul vieții lor, cu cuptorul arzând neobișnuit de încins. Cuvântul acesta neobișnuit implică ceva grozav. Și au spus: noi avem un singur Dumnezeu. Acest lucru vă poate costa viața voastră în cuptorul aprins, chiar dacă, împărate, noi știm, noi am înțeles bine consecințele, dar noi avem un singur Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu recunoaște un alt Dumnezeu în această lume, fie el persoană sau guvern sau organizație sau indiferent cine sub soare, care și-ar îngădui să-i poruncească împotriva poruncii lui Dumnezeu sau să treacă peste ce stă scris sau să forțeze poporul lui Dumnezeu să facă ceva împotriva cugetului lui luminat de Duhul Sfânt. Acesta este poporul lui Dumnezeu și a fost în toate veacurile. Și fiecare zi care trece ne apropie tot mai mult de momentul când va trebui să stăm pentru cea din tâi poruncă a legii lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar nărui cerul. Ei sunt gata mai degrabă, spune cuvântul inspirat, să primească moartea decât dezonorarea lui Dumnezeu prin călcarea poruncilor lui. Unde sunt urmașii acestor oameni? Sunt ei pe aceste bănci în seara aceasta? Ce vom face atunci când va trebui să stăm pentru viața noastră? Sunt mici încercări astăzi, cărora trebuie să le facem față și care ne pregătesc pentru marea încercare de la urmă, când va trebui să stăm pentru singurul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Ești gata să renunți astăzi la lucruri mici, cu riscul de a-ți supăra tovarășul de viață, pentru că el îți cere să faci ceva care este împotriva voiei lui Dumnezeu. Ești gata să riști să pierzi prietenia? Ești gata să-ți riști legăturile de familie, de serviciu, profitul tău, ca să te închini singurului Dumnezeu? Doamne, aș merge după tine, dar lasă-mă mai întâi. Știi, azi aș merge, dar soțul, dar copiii, dar părinții, dar azi aș merge, mai întâi. Și Domnul a spus: nu, cine pune mâna pe plug și zice că mai întâi părinții, nu e vrednic de împărăția cerurilor. Nu, n-am de gând să fac altceva, lasă-mă numai să mă duc și să îngrop pe tatăl meu, știi, rânduielile care au fost. Lasă-mă să mă duc să îngrop. E o treabă interesantă aceasta, dar nu este pentru tine care ai fost chemat la împărăția cerurilor. Pentru cine e treaba asta cu îngropat morții? Lasă morții să îngroape morți. Tu du-te și vestește împărăția cerurilor. Lasă-mă numai să sărut pe tatăl meu și pe mama mea. Nu, veghează, veghează. Cineva pune mai presus de mine tată sau mamă sau soție sau grădin sau vii sau orice sub soare. Nu este vrednic de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. La aceasta El să ne ajute pe toți. Amin.